seara, prieteni, și bine v-am regăsit! După cum v-ați obișnuit deja, și în această seară portoie extraordinară de la Mamaie Atelier by Ala Ciobanu. Și sunt bucuroasă să vă prezint o nouă ediție a emisiunii Vedete Fără Secrete. Pentru că suntem într-o perioadă magică și pentru că magia acestor sărbători ne adună mai aproape, haideți să venim în casele voastre cu un colind de suflet. Dar urmează să vedem alături de cine o să vină colindul pentru dumneavoastră. Audiție și vizionare plăcută! Dar a căzut cortina secretelor și toată lumea a înțeles că ne-a colindat cu drag și este în această seară alături de noi interpreta dragă Marina Filipovici. Bună seara și bine ai revenit! Bună seara, bine v-am regăsit! Să știi că sunt foarte, foarte bucuroasă să revin în ediția aceasta de sărbătoare, fiindcă nu știu cum toată lumea, dar mie îmi plac foarte mult sărbătorile de iarnă și mă bucur că tot timpul mă strădui să le sărbătoresc alături de familia mea frumoasă. Și alături de discipolii tăi, alături de copiii talentați. Uite, te-am văzut alături de minunații tăi elevi. Da, elevi de la gimnaziul Dumitru Matkovski, municipiul Chișinău. Deci este o instituție care are profil teatral.
dar totodată prin prisma mea încercăm să le dăm dragostea față de folclor, față de obiceiurile de iarnă și nu numai de iarnă, și de vară și de primăvară, dar uite că aceste de iarnă sunt mult mai colorate, speciale, da, mai speciale, mai deosebite, și copiii vin cu mare drag la aceste evenimente, dar să știi că la filmări, asta a fost pentru ei printre primele filmări la acest videoclip de colindă, îmi făcea mari emoții pentru ei, dar uite că s-au isprăvit. Cu siguranță, cu un asemenea pedagog alături, nici nu are cum să fie altfel. Astăzi, ca de fiecare dată, strălucești. Știi că mi-e în fug ochii pe ținutele originale, tradiționale. Iar astăzi tu ești îmbrăcată în ia mea preferată. Deci sunt două fete în emisiune cu ii de la atelierul Mamaie, al doamnei Ala Ciobanu. Ai mulțumesc din suflet pe această cale. Este o doamnă extraordinară și dacă sunt două ii, dar nu sunt de aceeași mărime, să știți. Și de ce am spus așa? Fiindcă doamna Ala este aceea care foarte mult s-a străduit ca să-mi coase și pe mărimea mea o așa frumusețe de ie. Foarte mult îmi place și stă extraordinar de bine. Tu întotdeauna ai avut iile ochioase, știi că mie îmi place așa să spun, și cu mărgele, cu petrecele, eu cu tot felul de... Eu sunt o moldoveancă de asta socoasă, știi? Da, focoasă. De-aia îmi stă foarte mult aceste culori aprinse, tradiționale, aprinse. Cu toate că multă lume spune că trandafirul este de pe față de masă, eu nu prea sunt de acord, fiindcă totuși trandafirul este unul din florile preferate a moldovenilor. Și de aia se întâlnește nu numai pe ei, dar peste tot și pe bobor. Nu știu de ce părerile sunt împărțite, că acum mai noi observăm că și bărbații poartă motive florale în costumele lor tradiționale. Și unii experți zic că nu e ok, că, mă rog, figurile geometrice sunt mai ok pentru bărbați, dar sunt oameni care zic că, băi, florile chiar și pe costumele bărbătești au fost de când lumea și pământul. Deci, hai să spunem așa, că nordul de Cernăuțiu au fost acei care și bărbații și femeile au purtat flori pe cămaș. Deci au fost sunt înfloriții. Da, sunt înfloriții neamului. Deci nordul țării a fost și Cernăuțiu, vrem să spunem că a fost o parte a țării Moldovei bogată. Deci oamenii bogați și-au permis culori și-au permis ceva mai mult decât figurile geometrice sau zoomorfe sau așa mai departe. Dar vreau să spun că îmi place atunci când îi stă omului bine, că sunt bărbați care îi pui un trandafir și nu stă bine, da? Da, nu-l prinde. Nu-l prinde. Nu se potrivește cu caracterul și personalitatea. Caracterul, chiar și cu fața, cu culoarea pielii. Sunt niște foarte multe nuanțe. Dar dacă îi prinde bine, de ce nu? Mm-hmm. Da, de acord. Și sunt pentru aia că nu contează ce poartă, trandafir sau figuri geometrice. Important e că ține la neam, la tradiție și la portul nostru popular. Da, eu știu că tu ai o colecție adevărată de costume. Da. Și nu știu, dar una, două și tot te înnoiești cu câte ceva. Acum ia zi, câte ii noi ai în garderobă? Spune să audă lumea, să vadă lumea cum trăim. Acum ultimele 5 s-au achiziționat. Ultimele 5? Da, da, dintre care aceasta am scos-o astăzi în lume. Este pentru prima oară, este în premieră la voi în emisiune. Da, vă imaginați, o premieră absolută. Deci cu această premieră ie, absolută minunată. Sunt melodiile și nu mai puțin valoroase sunt iile și costumele de pe noi. Da, uite, apropo de asta, că ai zis și tu mai sus, poate mai urma să-ți adresezi niște întrebări, dar ca să le legăm așa frumos pe toate. Ai zis și noi iile și noi melodiile. Da. Tu ai venit astăzi și cu o noutate muzicală, nu-i așa? Da, o noutate din repertoriul meu care țin foarte mult la ea și deci a fost ideea acestei melodii, a fost mai de mult imprimată, dar am reușit să mai colaborez cu buna mea, cu mătre și prietene, din păcate, regretata Iulia Paleț, care mi-a mai oferit o strofă la această melodie, fiindcă au apărut și băieții între timp. Și atunci, melodia asta nu avea să fie completă dacă nu avea să fie și strofa despre băieții mei. Da, Dumnezeu să ierte și veșnică amintirea. Da, din păcate... Păcat că așa se întâmplă, dar... Cineva m-a întâlnit acum într-o emisiune la radio și mi-a spus: Marina, la tine ceva s-a schimbat, ceva, tu vorbești altfel, nu ești aceea care te cunoaștem noi. Așa, mai hlizățic, așa. Uh-huh.
Probabil că anul acesta am avut parte să pierd mai mulți oameni dragi mie. Și asta te-a interesat puțin. Și nu, m-a pus pe gând că totuși valoarea vieții noastre este mult mai mare decât ne spunem noi. Cu siguranță. Despre melodia ta, asta nouă, ar mai fi ceva de zis așa despre ea, ca să deschidem toate parantezele înainte ca să o ascultăm? Să spun că melodia este de Gheorghe Crețu, aranjament Adrian Nestreanu, imprimată cu orchestra Mugurel, dirijor maestru Ion Dascăl. Deci bunii mei prieteni, nu știu dacă ei mă consider de prieteni, dar eu îi consider și îmi plac foarte mult, nu mă refuză când merg să fac imprimări. De multe ori mi se dă întrebarea de ce eu sunt atât de stau numai cu orchestră și imprim sau îmi face orchestrația numai același om. Na, sunt acea care sunt devotată posibil și în familie și față de oameni. Am respect, nu uit niciodată binele care mi s-a făcut și de aia eu probabil că nu știu ce trebuie să întâmple ca să mă duc în altă parte sau să apelez la altă lume. Mm-hmm. Deci să înțeleg că ție este greu să faci schimbări și că te atașezi de lucruri și de oameni. Da, eu sunt acea care foarte greu mă schimb și cu casa și cu toate. Și nu știu, poate că nu e rău, fiindcă până la urmă stabilitatea unui om, viața nu e așa de lungă ca să... Sau invers, poate cineva crede că viața nu e atât de lungă că poate mai faci și schimbări, știi? Da, da, păi exact, că lumea se împarte în două categorii. Da, da, da. Eu sunt din categoria cea care... Foarte greu fac schimbări. Dacă le fac, asta e numai doar de nu știu ce trebuie să se întâmple, să fie catastrofă. Să fie mare nevoie de chestia asta. Să fie mare nevoie, da, de chiar cu locuința, căutăm locuință și tot am vrut să ne schimbăm și nu știu ce. Și, da, până la urmă, nu știu, trebuie să se intre în casa ceea care vreau să o cumpăr și să... știi cum, să deschide inima. Să simți inima, că e a ta, da, energetic. Mea, dar nu, da, nu găsesc. Dar de ce vrei să-ți schimbi casa? Vrei ceva mai mare? Sau? Da, suntem un pic, suntem mai mulți. Adică cum mai mulți? Tot așa, dar suntem cum mai mari. Cum? Mai vine vreun copil, ceva? Da, mai vin nurorile, o să fie. A, nurorile, nepoții, da? Da, nepoții, bunicii, de ce nu, știi? Tu stai la bloc? Eu stau la bloc. Dar vrei la curte? Vreau la curte. Aici sunt talentații. Și nu numai de asta. Chiar am foarte mult, de-a lungul anilor mi-am dat seama că nu sunt eu singură, dar vin și foarte multe lucruri cu mine. Începând de la diplome, terminând cu costumele naționale, nu mai am loc suficient. Adică mi-aș face loc, dar trebuie să... Adică, să ai un spațiu mai mare. Da, mi-aș face loc în casa mea, dar trebuie copiii să aibă mai puțin loc și atunci nu pot așa. Eu. Aha. Da, deci... Și tu ai început să le strângi pe toate ale tale, la cutie, la dulăpior. Știu care la cutie, care la dulăpior, dar am impresia că totuși am nevoie de mai mult spațiu. Dar cu timpul, cu Doamne ajută! Doamne ajută! E mare Dumnezeu, la timpul lui tot o fie. Foarte mulți artiști îmi zic în ultima vreme că vor fie să-și schimbe locuința, chiar de la casă la curte la curte, sau că vor, că visul lor este să-și schimbe locuința de la bloc pe curte. Adică totuși e un lux să ai cerul tău deasupra capului și... Știi, cu timpul noi îmbătrânim și atunci avem nevoie de liniște, ce care, de exemplu, la bloc nu poți să o ai. Da. Și atunci nu-i devine vecinul, dar îi devine... Sistemul, că așa e sistemul. Nu este, da, sistemul. Atunci când astea... Și totodată, dacă tot vorbim de ce am nevoie de ea, am un băiat, Bogdan, care se ocupă de sculptură, da? Și a început a face lucrul ăsta mult mai profesionist și aș vrea să-i dau spațiu și loc ca să poată să dezvolte mai mult decât atât, da? Adică să meargă pe ceramică sau să vedem ceva tradițional. Despre Bogdan și despre talentele tuturor copiilor, că mai avem noi astăzi lucruri de discutat, cât și despre multe alte lucruri, o să discutăm în intervenția următoare, dar până atunci să revenim un pic, că noi ne-am pornit de la melodia ta nouă și ne-a luat de vorbă ca fetele. De unde ne-am pornit, că mai am uitat de melodie. Nu putem să scăpăm acest moment. Toată lumea așteaptă să asculte și noutatea muzicală. Cum se numește piesa? Anii trec și anii vin. Și cu ei se duce viața, dar eu nu-s tristă deloc, că am în viață noroc, sunt ca floarea dimineața. Ați înțeles, prieteni? Așa să fiți și voi întotdeauna, bine dispuși, ca florile dimineața. Vă cântă cu drag Marina Filipovici, iar noi revenim imediat!
Anii trec și anii vin și cu ei se duce viața. Dar eu nu-s tristă deloc, că am în viață noroc, sunt ca floarea dimineața. Hai să turnăm în pahar, încă un an din viață trece. Hai să uităm de amar, să bem vin și să petrecem. Zi și așa. Tare-i bine să trăiești cu omul care-l iubești, viața pare mai frumoasă. Mie mi-a dat Dumnezeu omul care l-am vrut eu și am bucurie în casă. Hai să turnăm în pahar, încă un an de viață trece. Hai să uităm de amar, să gândim și să petrecem. Zi și așa. Și-mi casa cu lumină. Când văd copilașii mei, trei băieți, trei brav flăcăi, inima de drag mi-e plină. Hai să turnăm în pahar, încă un an din viață trece. Hai să uităm de amar, să bem vin și să petrecem. Încet și lin, cerul este mai senin, încă un an la număr vine. Anii nu mi s-o pot eu și sunt tânără mereu, lume fă și tu ca mine. Hai să turnăm în pahar, încă un an de viață trece. Hai să uităm de amar, să venim și să aplauze furtunoase, prieteni, pentru Marina Filipovici, noutatea muzicală. Ei, așa e cu anii ăștia, vin și se duc, dar important este să îi trăim frumos. Cum e vorba? Să nu dai, să nu adaugi anii vieții tale, dar viața anilor tăi, știi? Experiență. Așa. Hai să vorbim un pic despre copiii tăi și despre talentele lor, pentru că acolo aici ne-am oprit și eu n-am uitat. Tu ai zis ceva de sculptură, de... De Bogdan vorbeam, dar hai să-i luăm pe rând. Da, hai să-i luăm pe rând. Așa spectatorii știu că uneori îi încurcă la nume și atunci... Chiar și eu îi încurc câteodată, dar știi de ce? Da. Că ei toți la tine sunt unul mai talentat decât altul. Ei. Și nu mai știu când începi să vorbești, nu mai știu, stai mai despre care vorbim acum. Da. Hai pe rând, de la care? Deci, cel mai mare este Alexandru, băiatul care... Of, Doamne, care îi mulțumesc lui Dumnezeu, cred că așa vorbea mama despre mine și acum vorbesc eu despre Alexandru. Când mă dădea ea nireasă. Dar a spus o cuvântare și a spus așa, că doresc la toată lumea așa un copil ca Marina să aibă, știi? Și acum spun și eu, doresc la toată lumea ca să aibă așa copil ca Alexandru. Deci un băiat extraordinar care și gândește și logică și are și un pic de harismă de asta comică în el, că de multe ori la concerte povestesc ceea ce spunea el când era mic. Și am să spun și eu acum, chiar că să înțeleagă lumea despre ce, de ce laudă tot pe Alexandru. Când era mic Alexandru, se duceau cu taic-sau cu mașina la țară, când ningea frumos. Eu mă simțeam foarte rău după o intervenție și spun, zic, mai du copiii să ducă cu Sania, că e frumos, e sărbători de iarnă, ce stea în casă, știi? Și mergând ei așa, Petru își face cruce la o răstignire, la care Alexandru spune... Tati, poți să-ți dau o întrebare? Că zi. Și că tu ți-ai făcut cruce, că crezi în Dumnezeu, orică ai scăpat de mami. Deci era foarte ager și este.
Și de multe ori spune că îi place foarte mult stand-up-ul. E și normal că în Moldova e cam complicat să te dezvolți în stand-up comedy. Adică este o latură puțin cunoscută la noi, știi? Stand-up-ul încă românesc este un pic mai dezvoltat. Și mă mai spun una că tot așa învățându-se a citi, eram toți împreună și la un moment dat știe el într-o cărțulie că urșii grizzly au 3 copii, mama și slăbește 30 de kilograme, la care el așa se uite și că nu e adevărat, mama s-a îngrășat cu 30 de kilograme. Și uite că așa copil harismatic și atât, nu știu, Alexandru mi-a fost și de ajutor foarte mult. Deci în familie, mai ales când soțul pleacă, așa cum este la noi, probabil că fără copii ascultători și cu minți și de ajutor, cred că nu te mai descurci. Da, nu te mai descurci. Bun, pasiunea lui cea mai mare este? Calculatorul. Așa, el este specialistul nostru în IT. Da, este în IT, este tot ce ține de web. Știi că e pasionat, dar el mereu vorbește despre asta. Deja este anul 3 la colegiu și a ales această facultate și îmi place de el că nu se mărginește numai la facultate, dar participă și la diferite concursuri internaționale și are și locuri bune. Eu sunt cea mai bucuroasă și mă bucur poate că la momentul dat când și-a ales el această specialitate, eu eram foarte împotrivă, că se strică ochii, că vai, lasă-mă, asta e cea mai modernă și cea mai bine plătită și atunci, activitate din timpurile noastre. M-a convins el pe mine. A spus că hai să încercăm să merg numai la cursuri și, o să și dacă nu ai merg, dacă da, da, și uite cu Doamne ajută a finisat. Hai să trecem și la următorul copil, că nu o să ne ajungă emisiune câți copii avem. Așa. Dar uite ce înseamnă o mamă care... Mai facem una, da. Ne oprim aici și facem încă două pentru fiecare copil câte o emisiune. Pentru a doilea copil, pentru Bogdan... tot timp când eram însărcinată cu el, ședeam cu o poză care să înseamnă nimic, mă gândeam că e fată. Într-adevăr, îmi seamănă mie, seamănă tatălui meu foarte mult. Și uite că Dumnezeu a făcut ca acest copil, nu știu de unde a găsit acest dar, Dumnezeu la el, dar l-am descoperit la el și am văzut că face niște minuni de lucruri cu mânuțele lui. Da, astea sunt creațiile lui, da? Da, astea sunt creațiile lui pentru Rebelion, uite, pentru ceva, bradul vostru v-am adus aici special. Da, da, nu le iau înapoi. Pentru noi am crezut că le iei înapoi și le-am să mai să le arătăm publicului. Nu, de astea avem foarte multe, deci noi ne-am pus acum scopul ca să dăruim. Cu anul acesta le facem daruri și de la anul viitor începem să le realizăm. Deja trecem la un nivel mai înalt. Da, da, da. Și dacă ai să observi, ai un fulguleț care poți să-l pui în piept. Este, da, da, da. Deci în piept. Deci acesta este. Așa? Da? Da, da, da. Uh-huh. Deci noi să facem publicitate și lui Bogdan. Da, Bogdan. El ce face cu el? Le deci, face cadou sau le vinde chiar? Noi facem și cadou. Dar între timp o să începem și a realiza chiar la târguri de caritate. Deci suntem masă câteva și sunt tare simpatice. Fiindcă vrem să nu numai să facem comerț, dar vrem și să ajutăm oamenii care sunt mai triști ca noi. Uh-huh. Așa. Și băiatul cel mai mic este adoratul tău, Răzvan, care îi place nespus de mult, Răzvan Barbănouă, care îi place nespus de mult rock-ul. Da. Este muzicianul nostru. Da, este, face școală muzicală. Dar ce frumos cântă el. La percuție, deci doboșar. Doboșar, cum e corect. Cât vorbești tu despre Răzvan, eu o să sortează cu cămașa ta. Cu mine, da? Eu o să prind o jucărie pe brad, că așa am zis, se șoptește în cască, îmi zice producătoarea să fac gestul ăsta simbolic, așa? Da. După cum toți știți, Răzvan face percuție, face canto. Deci e Ruxanda noastră care din păcate a fost Răzvan sau din fericire, hai să spunem așa, el știe. Foarte mult a fost așteptat acest copil și uite toată dragostea de multe ori noi dacă nu reușim să ajungem la el, el și-o trage, el își pune ogheală pe el fiindcă este cel care are nevoie foarte mult, de multă atenție. Este o fire sensibilă, ca și artiștii, toți artiștii noi. Suntem o fire care dacă nu ne laudă sau nu ne mângâie, înseamnă că ziua a trecut în zădar. De aia am învățat și eu copiii să are ne nevoie, sărutăm, are să nevoie ne cuprindem, da, și înainte de somn să ne spunem noapte bună neapărat, fiindcă probabil că din lucrurile astea mărunte devine, cum se dezvoltă un om bun pe parcursul vieții. Cu siguranță că așa este. Cu multă dragoste. Deci avem trei
băieți, unul mai talentat decât altul. Da, mulțumesc, și uite că din toate domeniile, adică tu te descurci în orice situație. Nu, de obicei la toate cântărețele majoritatea este o vioară, un viorist, un acordeonist, dar eu mă bucur foarte mult că ei fac ceea ce le place, fiindcă la rândul meu când mi-am ales eu profesia, mama mea foarte mult și-a dorit ca eu să fiu o învățătoare, să fiu o contabilă, eram o fată deșteaptă și mă vedea și în alte domenii. Dar este un destin care noi, fiind copii, visăm și vrem să visul să ne împlinească. Uite, eu mă bucur foarte mult că visul meu s-a împlinit. Așa cum tu faci ce-ți place. Da, îmi fac ce-mi place, lumea mă cunoaște la măsura care este. Adică nu am nevoie să fiu recunoscută pe globul pământesc, internațional. Am nevoie să înțeleg ceea ce fac. Trebuiește cuiva. Trebuiește cuiva. Exact. Și nu contează de unde sunt oamenii și cât sunt număr. Da, să simți tu că ești utilă, că munca ta este apreciată și nevoie de ea. Chiar ultima dată am avut un concert și toată lumea m-a întrebat unde a fost, că nu era clar. A fost la un frigider de struguri. Deci ai cântat de frigider? Nu, în lângă frigiderul acela de struguri este o companie destul de mare cu trei frați de unde și până unde. Am cântat la toți la ei la nuntă. Și au spus, doamna Marina, noi cerim scuze, avem așa o întrebare, dacă nu vă supărați, să veniți să cântați la lucrătorii noștri care au muncit tot anul și am avut succes anul acesta și am avut și venit și vrem ca ei să savoreze și din cultură, nu numai din banii care i-au primit ăstea și au făcut și o masă. Și eu am rămas șocată fiindcă oamenii cei atât de receptivi, le-a plăcut foarte mult ceea ce am făcut și să știi că pentru un cântăreț când vede că este apreciat, nu contează unde, nu contează câtă lume este în sală, eu nu știu, cred că este hrana noastră spirituală. Cu siguranță. Pe final de întâlnire, de emisiune, vreau să te întreb ce așteptări ai tu de la Moș Crăciun acum de sărbători și pentru anul care vine? Of, ce să spun, Moș Crăciun, să fiu sinceră, niciodată n-am crezut în el. Fiindcă știam că trebuie să învăț multe poezii și cântece și mă duc la brad și le spun pe toate și câștig toate concursurile. De mică asta eu aveam, de așa. De aceea, dar vreau ca să fie, știi, o magie, vreau să spun că pe anul viitor îmi doresc să fie toată familia noastră sănătoasă, toți, absolut. Și eu să nu am impedimente, știi? Să nu am pedici la ceea ce îmi fac, fiindcă oricum omul care este creativ nu poate sta pe loc și atunci o facem. Mă gândesc poate anul viitor într-adevăr să realizez și videoclip la acest cântec frumos cu toată familia noastră, fiindcă se vorbește de soțul meu Petru, de copii, de viață. Adică am să adun toată lumea bună și frumoasă și filmăm și în videoclip. Doamne ajută să-ți împlinească toate dorințele. Mare. Și să nu ai piedici. Așa cum ceva, să nu fie piedici, să fie drumul liber, doar înainte. Anul acesta cam tot s-a făcut dintre a doua, a treia oară, dar eu nu mă las bătută. Merg până la final, știi? Asta contează. De asta, dar na, este când este o piedică ceva, nu ți reușește din start, înseamnă că trebuie să mai faci ceva sau trebuie să oferi altui lucru în timpul ăsta. Adică nu exact. Tot ce se face este, spre bine, vorba. Face spre bine, da. Și uite că următoarea melodie, videoclip care o să-l puneți, vreau să vorbesc de el foarte scurt. Da, neapărat. Asta vreau și eu, aici vreau să ajungem, pentru că pe final nu o să plecăm noi așa cu mâna goală. Venim și noi cu daruri spirituale pentru publicul de acasă și o să urmărim un colind deosebit. Filmat chiar la baștina mea. Deci eu sunt din orășelul Ungheni, dar mi-am făcut studiile în satul Zagarancea și să știi că satul Zagarancea este ca un sat natal, deci parcă aș fi născut acolo. Cu toate că dintre Ungheni și Zagarancea este numai un drum nedisparte, știi? Și acolo mi-am petrecut toată adolescența, acolo m-am dezvoltat ca artist, acolo am crescut, acolo am cântat, asta e. Și acum gospodarii din acest sat au făcut un muzeu în aer liber, deci o căsuță tradițională și am fost invitată la deschidere și când am văzut această căsuță zic, vai,
de când o căutam eu și era chiar la mine acasă. Îți închipui? Deci, bravo lor, bravo tuturor acelor care au... și-au depus aportul, fiindcă au făcut cu tot satul împreună, au construit această casă în stil tradițional, au îmbrăcat-o, au amenajat-o în asta și eu am profitat de asta și am luat-o pe mămica mea, care are o vârstă deja frumoasă de 77 de ani și cu copii. Am filmat acolo un colind care de mult îmi doream să-i fac o haină video și uite că a venit și timpul ei. Și cum se numește colindul nostru frumos? Sculați gazde, nu dormiți. Deci pe final o să urmăriți videoclipul și o să ascultați colindul Sculați gazde, nu dormiți, pentru cele mai bune gazde care ne urmăresc acum. Da. Marina, îți mulțumim din suflet că astăzi ai venit să fii alături de noi și să împarți dragostea ta cu oamenii de acasă și îți urăm un an bun. Eu urez sărbători frumoase tuturor și în special unghenenilor mei care de fiecare dată mă susțin și mă urmăresc și pe rețele de socializare. De aceea, cu mare drag, vin de fiecare dată acasă să cânt. La mulți ani, Crăciun fericit! Prieteni, rămâneți în continuare alături de interpreta îndrăgită Marina Filipovici. Iar noi, echipa Busuioc TV, Vedete fără secrete, vă așteptăm de fiecare dată, tot aici, cu toată dragostea, pentru voi. Pe curând! La mulți ani! A venit mama!